Bună ziua! Putem începe? Stimați reprezentanți ai presei, stimați cetățeni, astăzi vrem să vă comunicăm că în plenul Parlamentului a fost adoptată în două lecturi legea pentru ratificarea acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului Sistemul Termoenergetic al municipiului Bălți, Sacet Nord, faza a doua. Necesitatea continuării procesului de îmbunătățire a performanțelor acestei întreprinderi a fost stabilită în cadrul unui studiu de fezabilitate realizat de o companie franceză și finanțat de BERT. Vreau să menționez că această întreprindere a trecut deja prin prima fază de modernizare. Valoarea totală a proiectului este de 15 milioane de euro. Scopul proiectului este modernizarea tehnologică a întreprinderii prin sporirea capacității de congenerare a energiei termice și reducerea costurilor de producere. Totodată, va fi posibilă stingerea unei datorii istorice a acestei întreprinderi către furnizorul de gaze Bălți Gaz, deținută de către Moldova Gaz. Componentele prioritare pentru noul proiect sunt următoarele: furnizarea și instalarea punctelor termice individuale, implementarea sistemului de distribuție pe orizontală a agentului termic și a apei calde din interiorul blocurilor locative, construcția unui rezervor de acumulare a energiei termice, modernizarea instalațiilor de tratare a apei și furnizarea softului de modelare termohidraulică. Despre beneficiile acestui proiect și implementării acestuia o să vă vorbească colegul meu, domnul Boris Marcot, și dumnealui o să vă ofere detalii suplimentare despre ce o să câștige consumatorii de energie termică din municipiul Bălți. Mulțumesc! Bună ziua, stimați cetățeni, stimați bălțeni, într-adevăr, suntem foarte bucuroși că acest proiect a fost votat în două lecturi astăzi și bălțenii, într-adevăr, vor primi un proiect foarte bun pentru locatarii din municipiul Bălți și, de ce nu, pentru toți cei care locuiesc în municipiul Bălți și, să zicem, cei care sunt alimentați cu căldură de la CET Nord. Stimați cetățeni al municipiul Bălți, desigur, pentru noi, CET Nordul a fost tot timpul, iarna, o întreprindere care avea datorii, care tot timpul nu putea să achite la timp și tot timpul au fost speriați de Moldova Gaz că le se vor închide conturile. Dar astăzi, după acest proiect, care a fost votat în două lecturi, vor fi plătite toate datoriile la Moldova Gaz ca să nu mai aibă cu ce îi speria pe CET Nord, și desigur ca ei să poată dezvolta mult mai mult într-această întreprindere. Ce vor câștiga într-adevăr cetățenii din municipiul Bălți? Ca rezultat implementării fazei 2 acestui proiect, vor fi instalate puncte termice individuale la 166 de blocuri locative. Cei care sunt locuiți în blocuri locative știți ce înseamnă când plătiți 3-4 mii pentru un apartament. Eu cred că cu ajutorul acestui proiect vor fi mult mai joase aceste plăți. Totodată, la 296 de blocuri locative vor putea fi date apă caldă non-stop, adică și iarna și vara. Desigur, noi nu putem să spunem nimica dacă nu vom avea o rentabilitate bună pentru aceasta. Numărul apartamentelor conectate la sistemul de apă caldă și termo vor fi de 22.281. 22.281 de apartamente vor primi apă caldă în viitorii 3 ani de zile. Că acest proiect este pe 3 ani de zile. După terminare, poate să fie multe mai multe blocuri, cele mai care sunt în construcție în ziua de astăzi. Economia de energie va fi de 14.826 gigacalorii pe an, datorită instalării RTI-ului și a montării sistemului distribuției orizontale a energiei termice. Desigur,
Tot aici se va fi ridicată mai mult producția energiei termică. Ea va crește cu 17%, adică va fi cu 33.942 gigacalorii, datorită serviciilor de apă caldă oferite pe tot parcursul anului. Producerea de energie electrică va fi tot din nou, va crește mult mai mult, va crește chiar cu 36.791 megawatts pe an, datorită serviciilor de apă caldă oferite pe tot parcursul anului. Reducerea emisiilor de CO2 va fi cu 23.681 de tone pe an. Desigur, Fondul Verde, care a dat în acest proiect, este un împrumut de 1 milion de euro care va fi fără nici un procent adaos. Și sigur, noi suntem foarte bucuroși, noi, eu, doamna Grosu, colega mea, fiindcă suntem bălțeni și acest proiect este într-adevăr pentru bălțenii noștri. Și vom fi și mai bucuroși dacă bălțenii vor prinde și mai multe proiecte pentru ei, pentru locatarii municipiului Bălț. Stimați constructori care construiesc blocuri locative în municipiul Bălț, eu v-aș îndemna ca înainte de a începe construcția să puteți lua de la centrala termică, să luați condițiile tehnice și poate să faceți tot posibilul ca aceste blocuri locative să fie tot cu căldura termică de la centrală. De ce? Fiindcă în viitorii ani poate să fie mult mai ieftin ca un locatar să aibă căldură de la centrala termică sau decât să aibă ceva autonom. Eu vă mulțumesc și dacă sunt întrebări, poftiți, noi vă așteptăm. Înțelegem că nu sunt întrebări. Nu sunt. Totul e clar, da? Vă mulțumim mult. Sănătate. La revedere.